În timp ce Adriana dădea cu mătura pe hol, a vorbit cu doamna Mariana, a întrebat unde e fărașul, dacă știe dumnea ei și a intrat în bucătărie Adriana, a văzut-o pe Cristina acolo și a felicitat-o pentru câștigarea tascului. Așadar, Cristina este fata care a câștigat tascul din această seară. O să vedem și noi ce anume a câștigat. Cristina, oricum, este cunoscută deja și de către cei din casă, dar și de către telespectatori, ca fiind o persoană care e dezvoltă pe ringul de dans. Are mișcările la ea și iată că a ajutat-o acest lucru să câștige tascul din această seară. Vom vedea și noi mâine exact ce băiat a oferit ce notă fiecarei fete, și dacă s-a lăsat cu supărare, și de data aceasta.